cea mai mare porcărie. De ce? Este departe? Păi se va face decât două oficii, am înțeles, o să rămână, ceea ce este foarte greu și foarte rău. Pentru toată lumea, bănuiesc, din zona aceasta. Severinenii care locuiesc în zona Carpați au primit cu greu vestea că vor rămâne fără oficiul poștal la care sunt arondați. Cei mai mulți vor fi nevoiți să străbată kilometri întregi pentru a depune o scrisoare sau pentru a ridica un colet. Eu văd un lucru foarte, foarte rău. Un lucru rău, destul de rău. Adică de la autogară vii tot aici sau te duci în Crihala, în centrul acela, sau dincolo la poștă. Închidă, domnule, tot. Este o treabă neînțeleaptă, pentru că acest oficiu deservește practic toată partea de vest a municipiului și iată și așa noi avem probleme cu programul și nu face față, mai ales pentru acordarea pensiilor, tot ce se distribuie, corespondență și așa mai departe. Deci nu sunt, personal nu sunt de acord cu închiderea acestui oficiu. Acum vedeți că în România se închid toate unitățile astea de care valoroase pentru oameni. Omul are nevoie să fie cât mai aproape de unitate, de fiecare de ce aparține, nu să ducă la kilometri de distanță, da, de unde locuiesc. Oficiul poștal numărul 3 trebuia să se desființeze din 2 septembrie. S-a primit deja dispoziția, dar ghișeele se vor închide în aproximativ o lună de zile, mai exact după ce angajații vor primi deciziile de disponibilizare. Deocamdată un afiș mare postat pe clădirea în care funcționează oficiul poștal ne avertizează faptul că această clădire este de închiriat, însă în aproximativ o lună de zile acest oficiu nu va mai funcționa. La oficiul poștal numărul 3 lucrează 11 persoane. Reprezentanții Poștei Române din Mehedinți spun că este un oficiu rentabil, mai ales că mai bine de 40% dintre severineni erau arondați aici.